Și recunoaște că surpriza de la Bacău avantajează Universitatea Bogdan Pralea, spune că studenții trebuie să fie atenți mai degrabă la propriile rezultate. Surprize vor apărea. Ca drept dovadă, prima surpriză din această etapă a fost victoria echipei Dinamo Brașov pe terenul celor din Bacău. Pentru noi este un rezultat favorabil, dar noi trebuie să ne uităm în casa noastră, nu la vecini. Portarul Universității a vorbit și despre punctele forte ale adversarilor de duminică, Minaur Baia Mare. Sunt contraatacurile și linia de 9 metri. Este o echipă tânără. În altă ordine de idei, Bogdan Pralea a fost convocat din nou la echipa națională pentru stagiul de pregătire pe care tricolorii îl vor efectua la începutul lunii decembrie la Izvorani, în vederea pregătirii campionatului mondial din Suedia.